Bun găsit, genialii mei, ascultători de 98,3. Sunt Tiberiu Păun și astăzi, la Întâlniri Capitale, vă propun o discuție despre un sport național pe care un român se străduiește să-l transforme într-un sport mondial. E datoria noastră morală să-l sprijinim și să ajungem într-o zi să ne mândrim că, probabil, sper eu, la Olimpiada din nu știu ce an, se va juca oină. Este alături de mine președintele Federației Române de Oină, domnul Nicolae Dobre. Bun venit la București FM! Bine v-am regăsit, ca de fiecare dată cu mare plăcere răspund invitației dumneavoastră. Cum a apărut acest sport despre care noi românii nu știm foarte multe? Ne mândrim că e un sport național, dar nu știm foarte multe. Da, într-adevăr. Mie îmi place cu regret să spun că oina este un sport prea tainic chiar pentru cei care i-au dat viață, pentru că, din păcate, cam acesta este adevărul. Dacă e să întrebăm acum, să facem un sondaj de opinie care este sportul național al României, cu siguranță vor ști toți care este. Dar dacă insistăm și întrebăm, ai văzut vreodată un meci de oină sau știi regulile, s-ar putea ca procentajul celor care răspund pozitiv să scadă dramatic. Și cu siguranță suntem toți vinovați pentru acest lucru, pentru că eu cred că în egală măsură ar trebui să ne preocupe tradițiile noastre. Greu de spus cum a apărut acest sport. Mie îmi place să cred că el, fiind o creație a modului de petrecere a timpului liber a românilor din cele mai vechi timpuri, a apărut cu sute de ani în urmă. E drept că izvoarele noastre scrise nu ne duc chiar cu 1000 de ani în urmă, întrucât ce am primit ca și izvoare scrise ne duc undeva când au fost puse bazele moderne ale acestui sport, anume undeva în anii 1800, la sfârșitul anului 1800, 90-1895, întrucât în 1898 avem deja primul regulament unic. Dar oina sunt convins că s-a jucat înainte, ce este extrem de interesant, pentru că putem să mergem cumva cu o istorie mai devreme, este faptul că Alexandru Davila, în drama Vlaicu Vodă, face referire la faptul că la curtea lui Vlaicu Vodă se juca oina și iar cel de acolo care juca oina este Mircea. Mircea cel bătrân, de altfel, cel care se pare că se dădea bătăi de cap celor de la curte întrucât bătea mingea acolo. Întrucât drama aceea este undeva în anii 1470, putem să mergem cu istoria oinei chiar și acolo. Dar, repet, este o dramă, nu vorbim o operă literară, nu vorbim de un izvor scris care atestă acest sport. Totuși, sunt convins că este un sâmbure de adevăr. Însăși, drama este scrisă undeva la sfârșitul anului 1898-1899, deci este un izvor care ne duce oarecum în timp. Dar nu cred că este extrem de important când a apărut, ci ce reprezintă acest sport pentru poporul nostru. Mie îmi place să cred, pentru că tot a fost de curând Ziua Culturii Naționale sau Ziua Națională a Culturii, știi că e o întreagă discuție pe această temă, cum e denumirea corectă, pe 15 iunie, să spun că oina este exprimarea sportivă a culturii românești, întrucât pe partea de patrimoniu cultural imaterial este recunoscută ca și valoare de patrimoniu cultural imaterial național, alături de jocurile noastre tradiționale, de dans, de cântec, de toate celelalte care ne idealizează. Pe partea de sport, avem această disciplină sportivă care cred că este prea mult spus disciplină sportivă. Ea, de fapt, este o joacă. A pornit ca o joacă, în timp, ulterior s-a transformat într-un sport care a fost practicat de elitele, să spunem, pe care le-a dat cultura românească. Știi foarte bine că un Tache Ionescu, un Nicolae Iorga, un Creangă, un Sadoveanu, Slavici, Teodoreanu, Demonstrere Botezi, foarte mulți au jucat acest sport, Caragiale, care ne spune o poveste extrem de interesantă la el acolo la Ploiești. S-a amânat un referendum pentru că acele meciurile copiilor aveau loc pe un maidan, să spunem așa. Și acolo s-a făcut un referendum, era o cărticică în care se semna dacă vor să facă acel referendum sau rezultatele lui, și întrucât copiii erau încântați să joace oină, nu de referendumul lor, au aruncat de foarte mult cartea, astfel încât nu s-a mai ținut referendum. Așadar, povești extrem de interesant. Însă și Creangă întârzie la școală jucând oină. Cei din timp care au făcut oină, sau zic de marele personalități, au vorbit cu plăcere despre acest sport, chiar și oameni politici, Tache Ionescu, au vorbit extrem de frumos. Așadar, acest sport a însoțit România în diferite etape ale sale, s-a transmis din generație în generație, lucru care se întâmplă și în zilele noastre. Ca orice lucru a avut suișuri și coborâșuri, e drept că la început Spirul Haret, care a fost părintele oinei moderne, cel care a adus acest sport la valențele sale de sport național,
A venit cumva, a ști că a fost un mare vizionar, sunt multe lucruri care chiar și astăzi stau în picioare, cum e de altfel numărul școlilor făcute pe timpul lui. Știi foarte bine că numărul este sensibil egal cu ce avem astăzi, din păcate, deși au trecut peste 120 de ani de când a fost ministrul Instrucțiunii Publice, actualul Minister al Educației Naționale. Spuneam că el a venit de la Iași, unde a practicat acest sport în timpul liceului și întrucât la nivel național atunci se practicau diferite variante ale jocului cu diferite denumiri, dar reguli asemănătoare. Denumirile erau hoina, hopaciu, de-a lunga. A venit și întrucât pentru a se organiza o competiție națională era nevoie de un regulament unic. A strâns profesorii de educație fizică de astăzi, dar atunci li se spunea maestri de gimnastică, și a spus ceva ce cred eu, dacă nu mă contrazici, și cred că nu o să ai argumente să mă contrazici, este valabil în proporție de 101 și 101% și asta. Anume a spus așa, nu reproduc mot amut, dar ideea era aceasta. Spune, el a mers foarte mult prin școli și a spus, în activitățile pe care le-am desfășurat prin școle din România, am constatat faptul că nu mai văd același tineret zglobiu care era pe timpul nostru, nu mai văd practicarea activităților de educație fizică și nu mai văd îndeopște unul din jocurile care mi-au încântat copilăria, anume oina, sport pe care l-am practicat cu plăcere. De ce spun acest lucru? Și astăzi același lucru se întâmplă în mediul școlar, se face foarte puțină activitate sportivă. Oina este cam undeva tot acolo, deși suntem pe un trend ascendent, să zic eu, adică această lipsă de interes față de activități de educație fizică, bine, acum avem și alte tendințe, știi foarte bine că avem laptopul, avem telefonul, avem alte posibilități. Și atunci el a spus, hai să facem ceva, să unificăm regulile jocului de oină, a trimis maestrii acestea de gimnastică la nivel național să culeagă regulile jocului de oină. De aici apare și povestea legată de baseball și o să spun imediat care este povestea. Unul din regulamentele jocului care se practica în Transilvania, îndeopște în zona Alba Iulia, și în partea dinspre Zalău, avea regulile foarte, foarte asemănătoare cu baseball-ul. De aici este povestea că americanii, care atunci, românii care au plecat foarte, foarte mulți în Statele Unite în acea perioadă, ar fi dus acest sport acolo și l-ar fi transformat în baseball. Repet, este doar o poveste, nu este ceva ce putem să certificăm, întrucât în Europa au fost foarte multe sporturi asemănătoare cu baseball-ul. Cert este faptul că varianta de astăzi a jocului nostru este extrem de frumoasă și spectaculoasă, cel puțin la fel de frumoasă și spectaculoasă ca și baseball, doar că este în România. Stai puțin, stai puțin. Nic, mă auzi? Te aud foarte bine. Da, tu spuneai că nu te pot contrazice, că nu o să am argumente și dacă aș avea argumente să te contrazic la ceva, nu apuc, pentru că ai verbul la tine, cum se spune, și vorbești, parcă vorbesc cu oameni de cultură din sport, care sunt foarte rari, cum era Cornel Dinu și așa mai departe, Lucescu, și de-aia vreau să te întreb, oina este un sport nobil? Pentru că, de exemplu, în rugby am văzut oameni, chiar dacă este un sport dur acela, am văzut numai oameni educați, cu studii, ce practică acel sport. Și de aceea vreau să te întreb dacă oina este considerat un sport nobil. Sunt două răspunsuri aici, sau am putea să analizăm din două puncte de vedere. Unul al celor care practică și al doilea a ceea ce se întâmplă pe teren. Pentru că noblețea poate să fie dată și de ce se întâmplă pe teren, nu neapărat de calitatea, de studiile înalte pe care le-au cei care l-au practicat. Ți-am dat câteva exemple de mari personalități ale României care au practicat acest sport, dar desigur nu numai ei l-au practicat. Este o problemă, dacă vrei, în acest sens și nu mă feresc ca să o spun, având în vedere modul cum se consideră că a apărut acest sport, anume prin activitatea pe care o desfășurau ciobanii, întrucât se pare că în altul munților aceștia, sau având baston și făcând la început o minge din păr de animal împreună cu copiii pe care aveau pe lângă ei, au lovit mingea cu bastonul și atunci a început să ia naștere acest sport. Foarte mulți în România asociază acest sport, necunoscând istoria sa, un sport al ciobanilor. Să știi că, având în vedere elementele care au fost definite în ceea ce privește jocul acesta, anume regulile jocului, putem să avem această idee că jocul a apărut ca mod de petrecere a timpului liber de către ciobani. De ce spun acest lucru? Pentru că în regulamentele vechi sunt anumite denumiri ale posturilor și ale terenului care duc către această definiție. De ce? De exemplu, capitanul se numea Baci la un moment dat.
Intrarea la apărare se numea intrarea la strungă. Deci sunt elemente care pot să ne ducă în acest sens. Dar jocul în sine a fost practicat de toate păturile sociale, nu neapărat numai de ciobană. Sunt, de exemplu, acum să venim în realitate, astăzi, în actualitate, avem sportivi care sunt studenți la medicină sau studenți, știu, ofițeri de poliție, ofițeri din armată, avem ingineri, avem din diferite domenii care practică acest sport, alături de persoane care nu au studii așa de înalte. Așadar, a fost un sport și este un sport al tuturor. Este greșit când se duce doar către ceea ce înseamnă mediul acesta al celor care se ocupau cu păstoritul. Asta din punct de vedere a celor care practică această disciplină sportivă. Din punct de vedere a regulilor, să știi că iar este o problemă aici, având în vedere că folosim un baston și, repet, baston și nu cum se spune de foarte mult bâtă sau altfel, bâtă se folosește în alte sporturi asemănătoare, baston, de fiecare dată are impresia cineva că ne lovim cu el dacă ne certăm pe acolo, pentru că în orice sport pot să mai fie diferite animozități legate de interpretarea regulamentului, noi ne luăm la bătaie și facem un fel de scrimă cu bastoanele de oină. Nu se întâmplă așa ceva. Este foarte mult respect în ceea ce privește jocul acesta. În ciuda unor mici probleme care pot să mai apară din cauza interpretării, gândiți-vă că, de exemplu, la fotbal avem VAR-ul, celebru VAR, care analizează o minge foarte mare cât un pepene, dacă vreți să fac o comparație așa mai puțin academică, și totuși nu-și dau seama, știi că au fost întrerupte meciurile câte cu sfert de oră, 20 minute și nu și-au dat seama la mingea cât este de mare, ce s-a întâmplat acolo. Gândește, la noi mingea este foarte mică, viteza cu care pleacă este foarte mare, cu care este trimisă și noi trebuie, arbitru trebuie într-o fracțiune de secundă să spună dacă mingea aceea a șters echipamentul jucătorului, ca să dea două puncte, de exemplu. Dă seama că pot să fie interpretări diverse, dar ce este foarte important este că nu este un sport violent, cum ar putea să pară la început, întrucât folosim bastonul la lovirea mingii într-o anumită etapă a jocului. Hai să-i anunț și pe cei care au deschis radio mai târziu că stau de vorbă cu președintele Federației Române de Oină, Nicu Dobre. Apropo de ce spuneai, da, nu este un sport violent, cum nici rugby-ul nu este un sport violent, nici boxul am putea spune că nu este un sport violent dacă se păstrează regulamentul, se respectă regulamentul și se păstrează respectul față de partener. Până la urmă, niciun sport nu ar trebui să fie altfel. Sigur că au început să scadă nivelul comportamentului în anumite sporturi, unde probabil că banul a făcut diferența și a devenit altceva decât un sport practicat din plăcere. Oina, deocamdată, este un sport practicat din plăcere. Publicul care vine acolo bănuiesc că și el este de calitate pentru că nu este atât de promovat. Noi încercăm să-l promovăm nu pentru a scădea nivelul publicului, ci pentru a crește numărul celor din public și pentru a crește mândria națională. Am să te rog să-mi spui mai clar regulamentul și care este diferența față de baseball, dar înainte de asta ai adus vorba despre Spiru Haret, care a făcut foarte multe școli. Problema este că noi nu mai facem sport deloc în școli, dar puținul sport pe care îl facem, ai încercat să vorbești la minister să fie introdusă oina ca materie obligatorie la ora de sport? Măcar să învețe regulamentul dacă nu practică. Da, dacă îmi permiți, o să revin un pic la partea de fair play, pentru că mai avem o frază de spus, anume, de sute de ani, la începutul oricărui meci de oină, noi toți, deci echipele și arbitrii care sunt la centru, spun frază, rostesc pentru gloria sportului românesc înainte, iar în încheiere, ca dovadă de fair play, ceea ce anumite sporturi încearcă să impună acum, repet, noi asta facem de sute de ani, în încheiere, după ce arbitrul sau arbitrii împreună anunță rezultatul, echipele spun pentru arbitraj și echipa adversă de trei ori trăiască. Deci o chestie de fair play pe care noi o facem de sute de ani și care nu ne-a impus-o nimeni. Apropo, fascinant, de fair play. Fascinant. Nicu, vreau să spun ceva. Uite, ce ai făcut tu acum ca președinte al federației? M-ai făcut atât de curios, îți mărturisesc, n-am fost niciodată la un meci de oină. M-ai făcut atât de curios încât vreau să vin la primul meci de oină care se întâmplă cu echipa națională și sper ca această senzație să o trăiască toți cei care ne ascultă în acest moment. Spune-mi, te rog, cum putem face, pentru că eu vreau să te sprijin real, pentru că nu pe tine te sprijin, sprijin până la urmă România și mândria națională. Există discuții, există deschidere la Ministerul Sportului, la Ministerul Învățământului, ca acest sport să fie implementat în școli, pentru că de acolo începe totul.
Îți explic că imediat, îți răspund la întrebările următoare pentru că se leagă. M-ai întrebat dacă am făcut demersul. Să încheiem ce a spus Spiru Haret pentru că am povestit ceva și poate vor fi ascultători sau sunt ascultători care sunt interesați de finalul a ceea ce a făcut Spiru Haret. Spuneam că în 1898 organizează prima competiție, primul regulament. În 1899, la București, are loc primul campionat național de oină din România. Anul acesta se împlinesc 125 de ani. Și câștigătoare a fost echipa Liceului Nicolae Bălcescu din Brăila, antrenată de profesorul Radu Corbu, unul dintre cei care au participat foarte mult la redactarea primului regulament. Plecând de la ideea tot a lui Spiru Haret, care a spus, știi foarte bine, cum arată școala astăzi, așa va arăta viitorul țării mâine, principala mea preocupare a fost să introduc oina aceasta sau să fac în așa fel încât oina să se practice în școli. Nu neapărat, trebuie să înțelegem foarte bine un aspect sau câteva aspecte. Federația Română de Oină are ca atribut principal partea de performanță, adică altcineva ar trebui să se ocupe de caracterul acesta de masă, astfel încât cei mai buni sportivi și sportive, pentru că o să insistăm și asupra acestui aspect, avem și oină feminină, să vină la competițiile federației, întrucât nu are cine să se ocupe de caracterul de masă, deoarece suntem foarte puțini, federația a încercat prin diferite activități să se implice foarte mult în caracterul de masă. În acest sens, avem o colaborare foarte bună cu Ministerul Educației Naționale și am încercat să... Nu se poate face nimic obligatoriu în România, că m-ai întrebat de obligatoriu. Nu se poate face obligatoriu. Din păcate, nu mai poți să impui ceva să facă. Totuși, noi am încercat să realizăm condițiile pentru a se putea practica oină de către fiecare profesor care, din păcate, o altă mare problemă a noastră, deși e sport național prin lege, nu poate să primească pe băncile facultății nicio informație despre acest sport. De ce spun acest lucru? Pentru că în România, din câte știu eu, sunt 17 sau 18 facultăți independente de educație fizică și sport. Noi anual le trimitem informări și rugăm. Înțeleg că să facem specializarea oinei este greu, pentru că, așa cum ai spus și tu, este un sport care se practică de plăcere și ulterior nu are cum profesorul să trăiască din oină. Dar, întrucât este viitor profesor de educație fizică și este posibil ca în școală să vină un copilaș să-l tragă de mâine, că spune, hai că vreau să fac și oină, pentru că am aflat de undeva de jocul acesta și să fie pus în situația în care nu știu cu ce se mănâncă acest sport, am făcut nenumărate adrese, am participat la întâlnirea Secretariatului Decanilor Facultăților de Educație Fizică și Sport, care are loc anual la Brașov, și am vorbit cu toți decanii, am dat baston, minge, stick cu metode și mijloace de antrenament, reguli, absolut tot ce le trebuie ca să apuce de această mică prezentare. De ce spun asta? Nu ne-am cerut decât atât. În cei 3 ani de studiu, să ne cheme și pe noi odată, în 3 ani, odată, să ne aloce o oră sau 2 ore să prezentăm profesorilor regulile jocului de oină. Atât, n-am cerut să facă specializare. Pentru că încă este confuzie și în rândul profesorilor care fac confuzie între proba de aruncare a mingii de oină, care este probă de atletism, la pentatlon știi foarte bine acest lucru, și jocul de oină. Nu au legătură, cele două lucruri nu au legătură. Din păcate, până astăzi, nu ni s-a răspuns pozitiv. După mare intervenție, o singură facultate ne-a răspuns pozitiv și de anul acesta a băgat opțional. Este vorba de facultatea din Bacău, unde sunt foarte buni prieteni cu cadrele din funcții de conducere de acolo și care au vrut să ne ajute. Au văzut că ne zbatem foarte mult și vor să facă. În rest, nimeni nu vrea să introducă acest sport și fiecare an reluăm acest demers. Asta pentru profesori. Iar pentru partea, scuze, pentru partea de minister, la Ministerul Educației Naționale, când am preluat o federație, era o singură competiție școlară pentru clasele 5-8, cu sprijinul financiar personal al meu și al altor, nu neapărat al federației, altor persoane care au vrut să ne ajute, pe persoană fizică, cum zicea cineva, între ghilimele, pentru că n-am avut sponsori, am vrut să introducem încă 3 competiții și am introdus în final, anume, competiția de băieți era înainte, am mai pus la fete pentru 5-8, de asemenea am introdus la băieți și la fete pentru licee și astăzi, în loc de una, avem 4 competiții, iar din punct de vedere al numărului, pentru că de obicei el este cel care vorbește, în urmă cu 10-15 ani era o singură competiție în mediul școlar cu 20-25 de echipe. Anul trecut au fost 4 competiții cu peste 450 de echipe. Stai puțin că mai avem foarte mult. Ai dezvoltat foarte mult și mai avem vreo 5 minute maxim. Spune că nu există, nu poți obliga. Ba da, există materii obligatorii, cum e matematica, cum e limba română. Poți obliga printr-o lege să se învețe, nu neapărat să joace, că poate ține și de dotare materială, de bani, nu știu, dar să se învețe măcar să se predea regulamentul de oină la orele de sport. Asta se poate face. Să știe fiecare român ce regulament. Eu nu știu. Dacă îmi poți spune pe scurt,
Care e marea diferență între baseball și oină? Și, pe scurt, regulamentul de oină, ca să aflăm măcar acum să facem noi promovarea asta. Indiferent cât timp ai, trebuie să-mi dai timp ca să-ți explic și regulile jocului și să facem legătura cu Ministerul Educației, pentru că este foarte important. Regulile jocului, diferența între oină și baseball ar fi, în principal, din ceea ce privește numărul de jucători și ce se întâmplă pe teren. În primul rând, varianta oina are trei variante. Varianta în 6 jucători în sală, în 8 jucători pe plajă și varianta clasică, în 11 jucători, care de regulă este pe iarbă. Baseball are 9 jucători. Din punct de vedere al terenului, la noi avem două culoare. La baseball știți că are o suprafață, un diamant și are o altă formă terenul. La noi se punctează prin lovirea mingii cu bastonul în funcție de distanța la care se trimite această mingea lovită cu bastonul. Să spunem pe scurt regulile. Sunt două, în primul rând, descrierea terenului. Terenul are formă dreptunghiulară împărțită în două printr-o linie la centru care practic creează două culoare. Un culoar de ducere, un culoar de întoarcere. Jucătorii au marcat pe teren locul unde vor evolua, cei care sunt în teren, unde sala prindere, sunt cercurile marcate acolo unde vor evolua. Cealaltă echipă este la bătaie. Cum pot obține puncte? Echipa care este la bătaie trimite mingea lovită cu bastonul la o distanță cât mai mare, obținând două puncte dacă o trimite în spatele terenului, deci dincolo de linia de fund. Deosebirea față de baseball este că dacă la baseball mingea este servită de adversar, la noi este servită de coechiper, de către cel care urmează la bătaie. După ce efectuează bătaia mingii, el va trebui să parcurgă cele două culoare, să se ducă și să se întoarcă. Cei din teren pot să obțină puncte dacă îi lovesc cu mingea pe cei care aleargă pe culoare. Pentru fiecare jucător lovit vor obține două puncte. Jucătorul care aleargă are dreptul să se apere cu palmele. În cazul în care pune palmele, nu se consideră jucător lovit. De asemenea, dacă mingea atinge terenul. Ce este extrem de important, cei din teren, care v-am spus că au cercurile desenate acolo pe cele două culoare, au voie să arunce și lovitura este valabilă doar dacă aruncă din cerc. Altfel, ar alerga după el și l-ar lovi de la 2 metri. Stând în cerc, este o distanță, o diagonală de aproximativ 22 de metri, ceea ce îi dă posibilitatea celui care se apără să poată să se ferească, să se apere. Pe scurt, cam astea sunt regulile. Când ultimul jucător de la bătaie a efectuat bătaia mingii și a alergat pe cele două culoare, se inversează rolurile. Echipa care a fost la prindere este în teren și invers la bătaie. Asta pe scurt. Iar legat de minister, să spun că e foarte important. Anul trecut am depus o lege la... S-a fost aprobată cu sprijinul președintelui Camerei de Tineret Sport de la Senat, domnul Bogdan Constantin Matei, o lege prin care oina are și ziua națională a oinii, ziua de 9 mai, ziua când a avut loc primul campionat național în 1899, și s-a instituit programul național Redescopere Oina. Pentru punerea în practică, am depus la Guvernul României pe anul trecut, până pe 1 octombrie, pe 29 septembrie mai corect, programul național Redescopere Oina, care are ca și activități opozabile pentru mai multe ministere, între ele și Ministerul Educației Naționale și Ministerul Tineretului Sportului, actuala Agenție Națională pentru Sport, Ministerul Culturii, mai multe instituții care am considerat că ar trebui să ne ajute. La Constanța este singurul județ din România, unde este de altfel și sediul Federației, care a pus în practică anul trecut programul național Redescoperă Oina și a făcut ceea ce ai spus tu mai devreme, anume, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, Federația Română de Oină a desfășurat o caravană a oinei în județ, a luat practic toate școlile din județ, a învățat profesorul educație fizică și sport această disciplină extrem de frumoasă și numai puțin de 500 de copii din județul Constanța au învățat acest sport. Și proiectul, din informațiile mele, vor continua și anul acesta. Așadar, la Constanța este singurul județ din România în care se poate ca oina să fie în toate școlile ca și sport național. Fii atent, uite că asta vreau să spun și eu. Despre o caravană. Să încercăm să promovăm oina ca regulament. Pentru că tu mi-ai spus acum, am înțeles mici chestii, dar e foarte greu, mai ales pentru cine ascultă la radio. Pe văzute e cel mai bine. Tot fac ei, tot felul de primari, petreceri cu mici și cu bere și și adună lumea degeaba și le dau niște spectacole. Să facem, tu vorbește la primării, să dea ei berea când e cald afară. Eu vorbesc cu șefii mei de la București FM. Și să vin eu ca voce, gratuit, să explic în timp ce se întâmplă, se face un joc demonstrativ, să explic ce se întâmplă și de ce se întâmplă, ca să înțeleagă cei care sunt acolo. Tu vorbești cu primarii ca să îi adune pe cât mai mulți, să dea și ei acolo o bere, un mic,
Că altfel nu vin, cu școlile de asemenea prin minister să îi aducă, fără bere pentru școli, și așa vom putea să îl promovăm. Tu ai reușit, sau nu știu dacă tu neapărat, dar o performanță pe mine m-a șocat să aflu că există o federație de oină și în Nepal, la atâta distanță. Și nu reușim noi să promovăm în București și zonele limitrofe? Ar fi jenant. Sigur, păi ai o idee foarte bună. Ta, ce ai spus, am mai făcut. Nume unul din proiectele mele pe linie de cultură este ca oina să fie prezentă în viața comunității cu ocazia unor evenimente, ziua comunei, ziua orașului, să facem și am început să facem astfel de evenimente, iar și o să continuăm și te anunț când vom avea astfel de evenimente, iar pe București îmi doresc foarte mult să facem un parteneriat cu voi și pentru că tot vrei să vezi oina adevărată, primele competiții pe care le avem sunt în preajma zilei de 9 mai, probabil anul acesta vor fi pe 11 sau 12 mai, Cupa Regelui și Cupa Reginei, eveniment central al nostru în care se vor întâlni la feminin, respectiv la masculin, cele mai bune echipe din anul precedent. Mi-aș dori mult să ne ajutați să fiți partenerul nostru media al acestui eveniment și să putem să mișcăm pe toți cei din București care vor să vină, indiferent că sunt nostalgici, care au văzut oina în decursul timpului și au o anumită vârstă care le-a permis să vadă oina în perioada de glorie, cât pentru copiii care vor să ducă tradiția mai departe, să începem o campanie de promovare de vreme și un amănunt extrem de important la care te provoc pe tine, pentru că am încercat cu mai mulți parteneri media și nu am reușit, în paralel cu, sau în deschidere sau după, o să vedem când vom organiza evenimentul, eu organizez un eveniment Iubesc Oina. În ce constă evenimentul Iubesc Oina? Este, ideea centrală este că toți românii sunt datori față de înaintași să ducem tradițiile pe care le-am primit de la înaintașii noștri mai departe. Oina este una din tradiții, nu trebuie să știe acest sport. În această campanie au fost implicate foarte multe personalități din diferite domenii, cântăreți, vedete de televiziune, de radio, deci diferite personalități, actori. Să facem această campanie Iubesc Oina, să ne gândim cum, când ne vedem face-to-face, să discutăm cum facem această campanie, să începem să o promovăm cum trebuie, astfel încât, dacă anul trecut am avut jumătate din stadion încărcat la Arcul de Triunf, unde sper că avem evenimentul și anul acesta, poate anul acesta când celebrăm 125 de ani de la primul campionat, să încărcăm acest stadion. Ar fi o mare realizare pentru toată lumea oinei, pentru că ne dorim să demonstrăm că oina este un sport extrem de frumos și crede-mă că, dincolo de subiectivismul care trebuie să mă caracterizeze că sunt președintele Federației, oina chiar este un sport frumos. Și trebuie să fim mândri cu el. Ca români trebuie să ne mândrim cu el. Vorbești extraordinar, dar trebuie să te întrerup pentru că emisiunea s-a terminat de mult. Vorbești minunat. Nu știu ce studii ai, dar tu poți lucra liniștit și la radio și în ministere și oriunde, nu doar în sport. Mulțumesc. Pe mine mă interesează să promovăm. Nu am glumit când a spus că te sprijin cu titlul gratuit. Caută-mă, îți mai fac o propunere, străzile deschise. Foarte multă lume pe străzi care nu vine neapărat pe stadion când faci un eveniment. Dar în parcarea de la guvern, de la Piața Victoriei de acolo, se poate face o mică demonstrație pentru toți cei care vin pe străzile deschise vara. E o promovare. Ușor, ușor. Se pot face foarte multe. Eu îți mulțumesc pentru această discuție. Sper să ajungem să facem un campionat mondial de oină. Nu contează dacă România câștigă acel campionat, ci că se aude de România. Apropo de... Nu mai spune nimic, că știu că ai multe de comentat, dar să termină nimic. Apropo de ce spuneai, de unde vin numele, uite, scuze, acum... vreau doar să spun că într-adevăr nu contează cine câștigă, dar trebuie să fim mândri că vor câștiga în sportul pe care îl dă România la nivel mondial. Asta corect. E extrem de important. Și apropo de ce spuneai tu, că s-ar putea să se fi jucat pe undeva pe la stână oină, acum mă întrebam de unde vine numele. N-a-oi. Nu, numele e foarte clar. Spirul Haret, când a venit și a unificat regulile, bineînțeles că și-a tăiat partea aleului, dacă vrei așa, a dat denumirea care era Moldova, de unde a venit el. Na, erau multe denumiri, dar a ales denumirea de oină, că așa se numea în Moldova. Bine, am înțeles. Gata, că tu ești o istorie întreagă și vorbești 4 ore, dacă e. Îți mulțumesc pentru această discuție. Sper că am incitat un pic și am făcut oamenii curioși. A fost alături de mine președintele Federației Române de Oină, domnul Nicolae Dobre. Sunt Tiberiu Păun și atât vă mai spun. Iubiți Bucureștiul, el este perfect. Noi suntem perfectibili și ascultați toate emisiunile București FM pentru că aici e capitala.